Bine, Cojo, bravo. Ți-a ieșit, ți-au ieșit ochii în primul rând. E foarte greu să lucrezi cu fetele noastre din platou, pentru că, domne, dacă nu ai mână de dirijor, așa, n-ai mână de compozitor, n-ai mână de textier, nu ți este treaba. Adică despre asta este vorba, despre festivalul de la Mamaia. Festivalul de la Mamaia, care deja a debutat cu repetițiile, atmosfera de concurs a început să se simtă în această perioadă. De pe 12 concurenții se află aici la Mamaia și își pregătesc repertoriu, pregătesc piesele împreună cu dirijorul orchestrei Viorel Gavrilă și directorul muzical al festivalului și membru în juriu. Și pentru că aseară am vorbit cu el la telefon și i-am spus: Viorele, trebuie să ajutăm copiii să fie cunoscuți până la începerea festivalului, hai să ne întâlnim cu fiecare dintre ei în diminețile noastre. A fost de acord și astăzi avem lângă noi în platou pe Giulia Eftimescu. Bună dimineața, de 17 ani, din Ploiești. Da, din Ploiești. Ai început repetițiile de aproape 3-4 zile, nu? Că nu mai știu în ce dată. Da, de pe 12 deja am intrat în pâine, să zic așa. Ok. Cum descurg ostilitățile, ca să zic așa? Cum sunt repetițiile? Ce se întâmplă? Păi încep prin a spune că deja este o mare oportunitate că lucrăm cu maestrul Viorel Gavrilă. Atmosfera... Deocamdată au început cuțitele, au început bârfele. Nu, încă nu au început cuțitele, vor începe, cred, mai târziu, sper să nu fie nevoie. Ne pregătim, deocamdată tehnica o punem la punct, repetăm piesele, mai amănunțit. De-abia de mâine începem să lucrăm cu orchestra, să vedem cum sună, cu cor. Vor fi 44 de instrumentiști de asta. Deci va fi un live cu 44 de instrumentiști în acest an la Mamaia, o orchestră mare, slavă Domnului că instrumentiști buni avem în toată țara, de ce să nu ne întâlnim cu ei într-un festival? Singurul festival de muzică ușoară, muzică pop, care în acest an dezvoltă și secțiunea rock, este singurul festival în care se cântă numai românește, așa este? Da. A fost o preselecție la care ai participat la București, s-a întâmplat, da? Da, la Sala Radio în București. A fost, cum să spun, fiind cea mai mică din festival și cred că și din concurenți, din toți cei care au fost la preselecție. Da. Am avut foarte mari emoții, dar se pare că au fost constructive și iată-mă aici. Este primul festival mare la care participi? Bănuiesc că până la Mamaia ai fost în festivaluri mai mici. Am fost la festivaluri pentru copii. Am fost la Mamaia Copiilor, Cerbul de Aur Junior, eu știu, alte festivaluri. În străinătate ai fost? Da, am fost la festivalul San Remo cu grupul Vivox, unde am luat locul 2. Ok, bun. Acum este momentul mare, important din viața oricărui solist care își dorește să urce pe scena de la Mamaia, apoi, bineînțeles, să găsească un studio, un DJ și să facă niște piese. Așa îți dorești și tu? Nu este calea pe care vreau să merg, dar, din păcate, circumstanțele sunt de așa natură încât fără un DJ, fără o piesă mai ritmată, nu poți să reușești decât printr-un noroc foarte mare. Și am făcut și eu două piese la compozitorul Alin Radu, care au prins în străinătate foarte mult, pe radiourile din Spania, Italia, Grecia, Albania. În România deci vorbim mai despre greu. O Giulia care deja este pe piața internațională de la doar 17 ani. Da, poate, se poate spune și așa. Ce aștepți tu de la festivalul de la Mamaia? Ce crezi tu că te poate... Ce se poate întâmpla cu un solist care ajunge acolo? Ce așteptări ai? Eu sunt... cele două piese pe care le voi cânta sunt foarte ritmate, mă reprezintă foarte mult. Și să le și spui, focul? Focul și am nevoie de iubire dacă voi trece în finală. Dacă treci în finală, cânti tot Laura Stoica, din repertoriul Laura Stoica. Da, da, da. O piesă foarte frumoasă, de altfel o să și cânti în această dimineață la noi, dar nu chiar acum și nu piesele din concurs. Așteptările bănuiesc că sunt acelea că toată lumea te va îmbrățișa, toată lumea te va lăuda, ți se vor deschide niște uși, da, să sperăm. Multe se vor închide, deci să nu te aștepți. Iar ca premii, care este dorința? În primul rând, cea mai mare dorință mea este să mă prezint bine. Dacă mă prezint bine, toate vor veni de la sine. Cred că asta este cel mai important. Bun.
Giulia este și numele de scenă, Giulia Eftimescu, rămâi așa sau? Nu, numele de scenă este Gia, dar... Deci Gia, trebuie să urmărim Gia ca să vedem ce se întâmplă cu ea. Gia, fă-te o invitație frumos așa către toți iubitorii muzicii pop din România, către toți cei care ne urmăresc în clipa asta, să vină să te susțină și pe ai tăi din Ploiești pentru că te văd acasă. Da. Spune-ne tuturor cum ar trebui să primească festivalul anul acesta. Ce pot să spun? Sunt voci foarte bune, vă așteptăm acolo de pe data de 25 până pe data de 28. Mai mult, cum a spus și dumneavoastră, este o secțiune rock unde sunt trupe foarte bune, chiar foarte bune. Va fi și secțiunea creație unde am și eu o piesă compusă de domnul Damanciulea. Cum am spus, sunt voci foarte bune. Și așteptăm pe toată lumea, da, din 25 ale lunii la Mamaia, festivalul de la Mamaia care se desfășoară la Teatrul de Vară Soveja. Veniți în întâmpinarea unor talente care din nou apar și vin în muzica românească. Veniți să-i susțineți, să-i iubiți și să-i aplaudați și mai mult decât atâta, să susțineți și să iubiți un festival național de muzică ușoară. Giulia, vrem să te ascultăm și felicitări, da, pentru că ai obținut și ai trecut preselecția și la creație. Este un mare lucru. Vei cânta de două ori în festival, foarte, foarte bine, poate de trei ori, poate de patru ori, sperăm, în funcție de premii, da? Giulia ne cântă și nouă în această dimineață o piesă din repertoriu personal, Amor Bonito se numește. În timpul acesta se descalță pentru că vrea să rupă scena cu dansul. Alin Radu, compozitor, și la Ne Place Vara, prima invitată de la noi din festivalul de la Mamaia, prima invitată aici la Ne Place Vara, Giulia, s-au zis Gia.
Excelent! Mulțumim foarte mult, Giulia! Îți dau un cadou, meriți! Îți dorim să ai repetiții frumoase și o seară de vis la Mamaia, la festivalul de la Mamaia. Nu uitați, festivalul de la Mamaia, 25 august, în fiecare dimineață la noi în misiune, tinerei care vin să se remarce. Mulțumim încă o dată și sperăm să fie sub zodie norocoasă. Și dacă Tomiris ne va spune...